Acum. Deci, Procopul e omul lui Belisar. Deci, trebuie să căutăm vrajma lui Belisar. Deci, Belisar e militar? Deci, ce se pregătește? Deci, o lovitură de stat militară. Deci, cheamă pe nevea micul de Procopius. E aici. Așteaptă. Eu mă duc să mă rog, primește-l singură pe mine. Trece responsabilitatea pe umerii mei. Hai să ne înțelegem. Dacă fac nu, înseamnă că Procopius trebuie să moară. Mă rog, adică asta gândesc eu. Hotărârea o iei, bineînțeles, tu. Hai nu umbla cu șiretului cu ei. Știi foarte bine că până la urmă lucrurile se întâmplă așa cum vrei tu. Vaaa, dar sunt supusa ta. Aulă, asta urăsc cel mai mult. Înțeleptule, Procopius, de ce buzele tale au cinstit mai întâi încălțările mele și nu așa cum cere Sfântul Protocol? Pe cele ale Dumnezeiescului Împărat, ale celui născut în purpură. Nu mi-am putut permite să-l jignesc pe Dumnezeiescul Împărat. Nu mai fi putut jigni? Tu, Divinule, care ești cel mai galant cavaler al Universului, n-ai fi acceptat ca omagiul buzelor mele să mă revină mai întâi divinei tale soții, orbitor de frumoasa Teodora. Îți acceptăm explicația. Ridică-te. Sunt un vierme nenorocit. Nu sunt demn nici să mă strivești sub talpă. În fața Domnului, toți suntem la fel.
Ridică-te, ridică-te, iubitule, al nostru supus. Dar ridică-te odată, că te spun ce am admirat curul! Tremur de recunoștință, această dumnezească mărginie. Eu o te-am chemat, fiindcă amândoi avem nevoie de sfatul tău. Ce sfat? Ce sfat aș putea eu să-i dau împăratului universului, osmocratorului, care ca un ducea... Lasă frazele astea, că le auzim zilnic de sute de ori, așa că lingușelile nu mai au niciun efect asupra noastră. Astea nu sunt lingușeli divine. Astea sunt adevăr. Mă plictisesc textele astea. Aș vrea să mă sfătuiesc într-o problemă delicată cu un om înțelept, cu experiență și de încredere. Micimea mea, nu... Dar vezi la o dată cu cretinismele! Am luat la cunoștință că nu ești decât un vierbe sub tălpile noastre și că nu ești demn nici măcar să respiri. Dar tu știi să vorbești și inteligent. Ba mai mult decât atât, știi să și scrii. Divinule, ia stai jos! Nu poți cere ca în fața ta, în fața voastră. Dar termină odată cu venerația! Și la fel de bine ca și noi, că suntem niște ființe muritoare, ca și tine. Nemuritor, zei pământeni, veșnica mândrie a vieții mele este și va rămâne faptul că vă sunt contemporan. Să vă așez. Să mă așez eu în fața voastră și un cestele-ți majestate. O blasfemie! De la sudată, ca bodinismele astea. Am luat la cunoștință că ne ador și ca pe niște zei, așa că să trecem la ce ne interesează. Tu, care ești prietenul al excepționalului Belisarie. Prietenul. Slujitorul lui. Mai nu fi modest. Sfetnicul lui. Îi dai sfaturi. Foarte utilă.